Slăviți să fie Domnul! Dacă doriți să deschidem Biblia împreună, în Ioan capitolul 14, să citim împreună de la versetul 21. Ioan capitolul 14, începând cu versetul 21, cuvântul care spune astfel. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda nu Iscariotianul i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Dacă mă iubește, cineva va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângătorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Amin, vă invit să vă reașezați. Personal, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră și pentru ultima oară, așa cum se spunea în seara aceasta. Uh, eram în cap cu un alt cuvânt care l-am și anunțat, dar stând aici pe bancă, cred că Duhul Sfânt uh, a schimbat și vreau să vorbesc despre această călăuzire a Duhului Sfânt. Și în mod special un păcat. Păcatul care se numește împotrivirea la îndemnul și mustrarea Duhului Sfânt. Vedeți, noi când am venit la pocăință, și acum nu uitim suficient să intrăm în teologia Duhului Sfânt, sunt convins că dumneavoastră o cunoașteți, dar când noi am venit la pocăință, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt, așa după cum Biblia spune, și ce frumos e acest cuvânt amitit în Efeseni, în capitolul 1, referindu-se în mod special și împlinit în Biserica din Efes, în fapte 19, Efeseni 1 cu 13 și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, care este bineînțeles Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de el spre lauda slavei lui. Nu există lucru mai important pentru un creștin, decât să fie plin de Duhul Sfânt. De fapt, niciun în Scriptură cineva mă întreba de ce Apostolul Pavel în toate epistolele lui nu vorbește despre nevoia botezului cu Duhul Sfânt. Și sunt multe întrebări și aici mulți au multe întrebări, mulți se încurcă chiar. Nu e acum timp să intrăm în detalii. Pavel nu vorbește, Petru nu mai vorbește după aceea de uh, o nevoie sau de, de a porunci să intre la stăruință, să stăruiască. Știți de ce? Pentru că apostolii, la porunca, bazați pe porunca Domnului Iisus spusă în, în fapte în capitolul 1, versetul 4 și 5, pe când se afla cu el a porunci să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis, el ați auzit-o de la mine. Și care era făgăduința Tatălui? Că și Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. În viața apostolilor, în, în slujirea apostolilor, nu există o idee, nu există întrebare ne trebuie Duhul Sfânt sau nu ne trebuie Duhul Sfânt. În biserica primară, și în bisericile plantate și pe care Domnul le-a născut din biserica primară, nu există întrebarea aceasta. Avem nevoie de Duhul Sfânt sau nu avem nevoie de Duhul Sfânt? Astăzi avem întrebări de genul. Duhul Sfânt e doar pentru slujire și sunt mulți care susțin că Duhul Sfânt e doar pentru slujire. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt la mântuire? Dragii mei, biserica primară pe baza poruncii Domnului Iisus nu concepea un pocăit botezat în apă, în biserica lui Hristos, nebotezat cu Duhul Sfânt, dar nu doar nebotezat, fără plinătatea Duhului Sfânt. Vă demonstrez asta cu Efesen, capitolul 5, versetul 18, dacă nu greșesc, spune cuvântul Domnului, nu vă îmbătați de vin și în această expresie putem include toate poftele de care am vorbit sâmbătă seara, tot ce înseamnă pofte, nici nu mai revin asupra lor. Cine are urechi de auzi să audă. Dar spune, din potrivă, încheiați cu lucrurile acestea, încheiați cu lumea și axați-vă pe a fi plin de Duhul Sfânt. Asta nu este o opțiune. Păi, frate, și ascultați-mă, de pe băncile teologice chiar vin slujitori care ne spun, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt e doar pentru slujire. Păi Maria, femeile care erau în camera de sus și care au fost botezate cu Duhul Sfânt, ce slujeau? Predicau Evanghelia? Înviau din morți? Și le-au fost umplute cu Duhul Sfânt. Femeile, toți și 120. Nu există în concepția Domnului Iisus o biserică, un creștin botezat în apă, născut din nou, fără botezul Duhului Sfânt, fără plinătatea Duhului Sfânt. Biblia merge până acolo încât în Romanii, în capitolul 8, versetul 14, dacă vreți să... Spune că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt? Păi da, da, eu sunt prin credință, eu am fost mântuit prin credință. Noi prin credință suntem mântuiți. Prin faptele noastre, cum se spunea, nu avem nicio șansă să fim mântuiți. Dar credința mea, dacă nu mă duce la o trăire în plinătate a Duhului Sfânt dacă botezul cu Duhul Sfânt nu mă duce la a fi călăuzit de Duhul Sfânt, nu mă ajută la nimic. Și eu cunosc foarte mulți care spun, frate, dar eu vorbesc în alte limbi. Și cu aceeași gură merge și în jură și blastă -mă. Cu aceeași gură. Noi nu avem nevoie doar de botezul cu Duhul Sfânt. Noi avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt și finalul, cea mai înaltă stare care, care merge spre desăvârșire, este aceasta, călăuzirea Duhului Sfânt. Spune cuvântul domnului Ioan 1. În felul următor. A venit la Israel să nu a primit, un dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Mergem în. Unde? Unul Ioan? Greșesc. Unul Ioan 3. Cu 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? să ne numim copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă voie să spui, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă voie. Dumnezeu ne dă dreptul să ne numim copiii Lui. Prin, prin credință ne-a dat dreptul să ne facem copiii Lui. Dar nu toți care se numesc copii ai Lui Dumnezeu și sunt recunoscuți ca fiind copii al Lui Dumnezeu. De aceea cuvântul de care vorbeam sâmbătă și uh, a fost pentru unii poate puțin mai greu. Și îmi pare rău pentru asta. Că uh, e un cuvânt mai, mai tare. Spune acolo, Doamne, dar noi suntem copiii Tăi, noi, noi te-am slujit. Eu nu vă cunosc. Cum nu ne cunoști, Doamne? Spune în altă parte. Noi, în, în, pe ulițele noastre, ai, ai predicat Evanghelia, în casele noastre ai fost. Nu vă cunosc. Nu e suficient să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Vedeți, eu pot să mă duc. În România, la Cotroceni, să sună acolo la poartă și să iasă paznicul care e pus acolo și să spună ce cu tine. Și eu spun, eu sunt băiatul președintelui Iohannis, domnul lui Iohannis. Și el zice, mă, domnul ăsta n are niciun copil. Dar eu pot să susțin, nu, eu sunt băiatul lui. N-am nicio șansă să intru decât dacă este acest domn și spune lasă să intre că e băiatul meu așa vor ajunge mulți la poarta raiului. Ca și cei din Matei 7 și vor spune, Doamne, dar noi suntem copiii tăi. Noi am fost botezați, noi am fost la tineret, nouă ne-ai vorbit, noi am fost la cină. nu e suficient să spun că sunt copilul lui Dumnezeu. dă voi să te întreb, te cunoaște Dumnezeu ca fiind copil la Lui? Te recunoaște Dumnezeu. Știți care sunt copiii pe care recunoaște Dumnezeu? Copii care vor fi acasă la Dumnezeu cântam mai un munte, mai un drum. Doamne ajută-ne să fie așa. Copii care vor fi acasă la Dumnezeu sunt copiii, nu care ei spun că sunt copiii lui Dumnezeu, ci sunt copii pe care Dumnezeu îi recunoaște ca fiind copiii lui. În casa mea, eu am nouă copii, în casa mea, oricare dintre cei nouă copii, oricând poate să mănânce să bea, să doarmă, nu trebuie să plătească chirie, nu le cer bani pentru apă, nimic. Sunt copiii mei, dar copiii vecinului meu nu pot să vină în casa mea când vor ei și să doarmă cum vor ei. Nu se poate. Dar copiii mei au acces în casa mea la orice oră. N-au nevoie să-mi facă citații, n-au nevoie să-mi facă cerere, ei la orice oră au acces în casa mea pentru că eu îi recunosc ca fiind copiii mei, sunt pe numele meu. Când vă ajunge la poarta raiului, unde nu-i Petru, cum glumesc unii, unde nu-i Sfântul Petru, nu-i Sfântul Pave sau altul, poarta rai, ușa cerului este Isus Hristos. Eu sunt ușa oilor. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu este altcineva când vei ajunge acolo, nu se mai pune problema dacă mă cunoaște păstorul, dacă mă cunoscut predicatorul, că am luat cine că acolo se mai pune o singură problemă. Hristos mă cunoaște sau nu mă cunoaște? Și dacă mă recunoaște, ușa aceea se deschide, el e ușa. Și dacă nu mă recunoaște, pot să fii pruncul celui mai mare păstor, pot să fii pruncul președintelui Americi, oricine ai fi, nu intră nimeni în cer care Cristos nu recunoaște. De deci ce dăm vă să te întreb? Tu spui și eu spun că îl cunosc pe Dumnezeu și noi afirmăm și Domnul ne-a dat voie să spunem așa, Doamne, eu sunt copilul tău, Dumnezeu nu se supără, ne-a dat dreptul să ne numim. Întrebarea este mai grea aceasta, dacă Dumnezeu te recunoaște ca fiind copil al Lui? Eu zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Care sunt copiii recunoscuți de Dumnezeu? ceea ce spuneam din Romani 8 cu 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, știți câți botezați cu Duhul Sfânt care vorbesc în alte limbi? Eu iubesc lucrarea Duhului Sfânt, iubesc darurile Duhului Sfânt. Pentru mine sunt una dintre cele mai mari comori în lumea aceasta. Dar foarte mulți oameni care vorbesc în alte limbi vor fi în iad pentru că ei s-au bătut cu pumnul în piept, că noi cunoaștem pe Dumnezeu, vorbim în alte limbi și nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și tu și eu trebuie să ajung călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu mă recunoaște. Și asta înseamnă de dimineața de când mă scol până când mă culc, eu trebuie să umblu călăuzit de Duhul Sfânt. Asta înseamnă atunci când mă duc să mănânc unde mănânc, atunci în cele mai mici lucruri, dacă vreau să-L să implic pe Dumnezeu în cele mai mici lucruri, cu ce mă îmbrac, dar și are Dumnezeu cu ce mă îmbrac. Iar începe fratele Beni. Uite, mă opresc, nu mai încep. Dar dacă n-ajungi călăuzit de Duhul Sfânt, nu suntem copii ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va recunoaște. De aceea există un păcat, nu știu dacă ați auzit până acum a predicat acest păcat, Păcatul împotrivirii la călăuzirea și mustrarea Duhului Sfânt. Așa citiam din Ioan în capitolul 14 că Domnul ne-a dat acest Duh al Lui. Spunea Domnul Iisus, eu nu vă voi lăsa orfan, mă duc, dar mângâietorul va veni. Adică Duhul Sfânt 26, pe care îl va trimite Tatăl, asta e făgăduința Tatălui. Vă va învăța toate lucrurile. Știți, când Domnul vine să ne învețe, uneori noi suntem mai deștepți. Eu am probleme și cu băiatul ăsta care e cu mine aici, și cu el Domnul, Domnule, ei toate le știu. Îi spune mai că nu-i bine cum ai făcut la matematică, că știi mai bine. Când Domnul vrea să ne învețe, noi totdeauna parcă știm mai bine. Noi totdeauna parcă știm să avem argument. Se spune că în medie un om are nevoie de patru secunde să găsească o scuză. Patru secunde. Te întreabă liderul, vedeți iar la tineret. În patru secunde ai găsit o scuză. Copiii mei n-au nevoie de patru secunde. În jumătate de secundă au scuza pe buze direct. aș De ce n-ai făcut curțire? Stai să spun. Nici, n a trebuit întrebarea, eu știe scuza deja. Și Duhul Sfânt vine să ne învețe și noi avem scuze, Doamne, să vezi. La final ce scuză vom avea? În final ce îi vei spune lui Dumnezeu? Doamne să vezi, stai să spun. Știți că omul care a ajuns acolo la, la nuntă fără haină, când l-a întrebat împăratul, el a crezut că are răspuns, dar a amuțit că nimeni nu poate avea răspuns în fața Domnului. Duhul Sfânt care Dumnezeu ne-l dă, de asemenea, prin cuvântul lui, vă amintiți cuvântul, dacă îl să pui, te rog, 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul stoini pentru orice lucrare bună. Doamne, ajută-ne la aceasta! Scriptura ne învață, Duhul Sfânt ne învață, ne lăsăm învățați de El. Când Domnul vrea să te călăuzească, te lași călăuzi de Duhul Sfânt? Sau spui, Doamne, știi, eu știu mai bine. Mie nu-mi place așa, eu vreau altcumva. Iată, Duhul Sfânt ne va învăța. Foarte frumos spunea cuvântul și aminteam una din, nu știu care, slujbe trecute, Psalmul 32, versetul 8. Eu, zice Domnule, te o prorocie care vrea să fie împlinită în mod de plin prin venirea Duhului Sfânt. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și Duhul Sfânt vine să ne învețe. Numai că Duhul Sfânt mai vine să ne mustre. Și din nefericire, mustrarea nu ne place. Eu știu că ceea ce am spus în zilele acestea pe unii i-au dorut și pe unii i-a deranjat. Ați mi voi să vă citești ce spune Biblia, că dumneavoastră și eu am toată dragostea pentru voi. Unii pot să spună, fratele bine, a venit, mi-a păsat, a tăiat și pleacă. Eu pot să vă spun că sâmbătă am plecat printre ultimii din biserică, am rămas la mărturisire. Și n-am plecat acasă nici la miaz. Asta arată dragostea mea pentru voi. Asta arată că n-am venit să taie. Chiar dacă cuvântul uneori este, este, mai dureros. Domnul nu are, el când e, când e mustră, el nu vrea să ne taie de la împărăție, să ne scoată de la împărăție, el vrea să ne câștige și cuvântul lui Dumnezeu uneori ne mustră. Și spune Biblia, iată în Proverbe, în capitolul 3, cu 11, ce, Fiule, nu disprețui mustrarea. Nu disprețui mustrarea Domnului. Și nu te mâhni de pedepsele lui. Da, uneori Dumnezeu ne pedepsește. Evrei, capitolul 12, ce spune, Vestul 5 în jos, suferiți pe diapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Ascultați-mă, pe copiii mei, dincolo că e barne verne sau că ești ăștia de la voi în Germania, nici nu mă interesează, pe copiii mei îi pedepsesc. Știți de ce? Că sunt copiii mei. Dar am lângă mine vecini care au copii care aș, uneori îmi vine să, să fac ceva, dar nu le fac nimic, că nu s-ai Dar pe copiii mei îi pedepsesc. Pentru că îi iubesc și doresc să aibă un viitor binecuvântat. Și când îi mustru, când îi îndrept, nu o fac ca să fie pierdut, e o fac ca să fie câștigat, să înțeleagă. Și Biblia spune, suferiți pe să, Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, că Domnul vine să ne îndrepte. Vine să ne îndrepte pașii pe calea vieții. Căci Domnul mustră pe cine iubește. Spune Apostolul Pavel în Galaten 4,16 Oare pentru că v-am spus adevărul m-am făcut vrăjmaș. Oare l-a venit diavol la gândul dintre dumneavoastră să spună fratele Beni ne urăște? Știți că cel care te iubește te musă, te îndreaptă? Știi că ce prietenul meu care îi care pasă de mine nu v-a zice, o oh, frate Beni totul, ok, bravo, nu mă va mustra, uite acolo ai greșit. Și întotdeauna îi să accepți mustrarea, întotdeauna pentru că Domnul nu vrea să ne piardă din potrivă dacă ne iubește. El ne mustră, ne pedepsește, ca un tată, spune aici, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe 5 cu 12. Unii nu iubesc mustrarea. Eram tânăr și n-am să uit în viața mea când am fost la un fotbal cu alții din biserică, de fapt am fost la undeva, la o cetate în vizită și acolo am jucat și fotbal printre altele și fratele Iosif ca păstorul bisericii noastre, când eram, eu cum sunt în Buzău, când eram la Arad, m-a văzut, eu, eu jucam mai tare ca și copii cu care eram, eu eram învățător la copii. Nu mă pocăiseam încă de asta. Și a urmat după aceea, asta a fost sâmbătă, luni seara, a fost seara de rugăciune. Și a venit un proroc, și Domnul ne-a vorbit și eu stăteam, eu stăteam așa, cu un genunchi jos și cu un picior sus. Știți cum stau unii care n-au chef să stea cu, cu amândouă picioarele, pe, îi dor genunchi, știi? Și fratele se vine și zice, bine că la fotbal ai putut juca cu ambele picioare, dar aici nu poți să stai cu ambele genunchi jos. Oh, credeți că mi-a plăcut? Vai, ce m-am supărat. M am dus la final aici și am zis, frate, ce ai, ce ai cu mine? Și n-am nimic. A zice, am văzut câtă fire mai este în tine. Doamne Iisus! Din ziua aceea așa m-am pocăit că nu mai trebuie fotbal nici dacă mi-a dat premii. Știi că mustrarea te poate salva? Mustrarea te poate salva. Și spune cuvântul Domnului că un om de aici n-a ascultat mustrarea, un tânăr. Că tineri atunci când îi mustri, imediat a persoană, frate, ai ceva cu mine, nu, n-am ceva cu tine, vreau, te iubesc, eu vreau să-ți câștig sufletul, de aceea te mustru, că dacă nu te iubesc și nu-mi pasă, spun, auzi tinere, du-te înainte că mergi bine și la final și eu și tu mergem în iad. Nu, noi trebuie uneori să, trebuie să, să spunem Evanghelia, spuneam Petru 1, 2 Petru capitolul 3, prin să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Pentru că diavolul, cum vorbeam sâmbătă, ne va înșela, va încerca să ne înșele. Iată un tânăr care nu a ascultat. Dar la final zice, nu cumva în 11, nu cumva să gem, pe proverbe 5 cu 11, nu cumva să gem la urmă, când carnea și trupuții se vor istovi. Și să zici, cum am putut eu să urăsc cerătarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? că Duhul Sfânt vine să ne mustre. Ascultați-mă, mie nu-mi place mustrarea. Eu mă simt ofensat când cineva vine să mă mustre. Personal. Când Domnul m-a mustrat în public, m-am simțit ofensat, dar mi-a prins bine, a fost salvarea vieții mele. M-am supărat pe moment. Spuneam fraților astăzi, la noi la Arad, a fost un caz când frații slujitori au pus-o pe o, 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 solistă din cor deoparte, s-a vopsit și mai știu ce s-a întâmplat și a pus-o -o parte și a spus nu mai pot să cânt la cor. Într-o duminică, în fine, au insistat dirijorii cum a fost și au urcat la cor și în plină biserică de la învon fratele Iosif a dat jos. Păi, că scandal, au sunat părinții să vezi, frate, să vezi cum se face, tu îți joc de copilul meu să pleacă în lume. Și a plecat din biserică plecat și în America, în fine. Au trecut ani de zile și după mulți ani, căsătorit acum cu copii, a sunat și a spus, frate, îți mulțumesc. Nu mi-a plăcut atunci, dar mi-a salvat viața. Pentru că mustrarea, chiar dacă nu ne place, nici mie nu-mi place, mustrarea Domnul folosește să ne îndrepte, slăvit să-i fie în numele care e atitudinea noastră față de mustrare? Uitați ce spune Proverbe 1. Și asta n-aș vrea să fie pentru niciunul dintre voi. Doamne, păzește-ne! Dar iată în Proverbe 1 cu 20 spune Înțelepciunea strigă pe ulițe, numai că unde strigă înțelepciunea strigă și nebunia. Când vine să strige înțelepciunea, fiule, dă inima ta! Vine nebunia și strigă, auzi, ești bine cum ești, du-te înainte că Domnul e cu tine! Și înțelepciunea vine să spună, auzi, dă inima ta! Și spune înțelepciunea, îmi întind mâna până când veți iubi prostia 22, până când le va plăcea bazocoritor, bazocora, vor râne buni știința. Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna din Duhul meu peste voi. Și 24, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Păcatul împotrivirii la îndemnul și mustrarea Duhului Sfânt. Păcatul împotrivirii la îndemnul și mustrarea Duhului Sfânt, fiindcă eu vă chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mintind mâna, vă imaginați fratele păstor sau unul dintre frații aceștia lideri să treacă pe să stea, să stea, uite aici sau acolo la ieșire, să stea cu mâna întinsă, să aștepte să-i și tu mâna și tu să treci pe lângă el fără să-i întinzi mâna, fără să dai mâna cu el. Cum s-ar simți? Cum m-a simți eu? Dar cum se simte, Dumnezeu când ne întinde mâna și stă cu mâna întinsă, spuneam, în, în, în proroci? Toată ziua mi-am întins mâinile către un popor care nu m-a vrut, nu mă chema. Domnul stă cu înțelepciunea, stă cu mâna întinsă și nimeni nu i-a seama. Fiindcă le pădați, Doamne, păzește, ne asta nu-i pentru voi, fărească, Domnul, Fiindcă le pădați toate sfaturile mele. Dar uite ceva unde trebuie să ne, să ne cercetăm și eu m-am cercetat adânc și nu vă plac. Credeți că mie îmi plac mustrările? Nu îmi plac. Câți dintre dumneavoastră ați mers o dată la biserică și după ce ați plecat acasă v-a întrebat, nu știu, poate un coleg sau un alt frate, un alt tânăr, care n-a fost la biserică. Măi, cum a fost la biserică? Se i spui, măi, a fost extraordinar, a fost bine. Dar și a fost așa de bine? Băi, ne-a mustrat păstorul nostru, ne-a mustrat praf ne-a făcut. Ai spus o asta? Ori nu ne mustră păstorul, ori nu ne place nouă. Zice aici, fiindcă nu vă plac mustrările mele. S-a ajuns să-ți placă mustrarea? S-a ajuns să spui fratele păstor, frate, mai mustră ne, frate! Nu, no, ne vrem frate, mai, mai ușor. Numai că auziți finalul acestor oameni. De aceea și eu spun înțelepciunea care e Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, Doamne, păzește, nu pentru niciunul de ei, să nu fie pentru cineva de aici. Atunci, 28, atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Știi de ce? Că este o zi când Dumnezeu stă cu mâna întinsă și vrea să te învețe, să te călăuzească, să te mustre, și eu nu-i întind mâna lui Dumnezeu și spun, Doamne, n-am nevoie. Și vine ziua când am nevoie, ascultați-mă, fetelor. Vine ziua când toate dintre voi veți avea nevoie de Domnul, toate și toți băieții. Vine ziua când în fața voastră stau alegeri importante, stau alegeri în care numai Dumnezeu vă poate lumina. Am ascultat lucrări, am crescut în biserică cu mulți tineri. Și-am urmărit viața unora, ora Domnul le-a făcut promisiune, am plan să te binecuvântez, am plan să lucrez, băieți, chemați în slujire, ora Domnul le-a spus, am plan să -ți, să -ți vorbesc, să, -ți, să te folosesc. Dar fii atent că diavolul te paște și o vulpe te paște. Și câte lucrări n-am auzit și câte vieți n-am văzut și n-a băgat de seamă. Și-a spus Dumnezeu unui tânăr, o vulpe stă înaintea ta. Și-a săpat diavolul o groapă în drumul tău, a o ca într-o pădure cu frunze, cum este drumul și nu o vezi. Dacă nu veghezi, caz în ea și ești pierdut. Și într-o seară, într-o mașină, cu o fată, a căzut. Și apoi s-a dus binecuvântarea, și apoi plângem, și apoi vin probleme, vin cazuri vin lovituri, vin pedepse. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. Și auziți de ce? Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Mă rog pentru voi în seara aceasta să puteți alege de bună voie frica de Domnul. N-am avut niciun câștig să vin la voi. Nu câștig nimic. Nu lu pentru renumele meu, nu lupsam să fiu cunoscut, n-am niciun interes. Ba din potrivă, soția mea acasă cu șapte copii de la 10 ani în jos, cu problemele care le avem. Singurul meu interes a fost acesta, să vă vestesc pe Hristos așa cum este El. Da, cu riscul ca unii să se supere pe mine, cu riscul să supărăm pe unii, dar ascultați-mă, dacă veți lua aminte, cine va lua aminte va fi fericit. Nu-i cuvântul meu, din cartea aceasta v-am citit. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și cine va înțelege când va chema pe Dumnezeu, când Domnul ne cheamă și noi ascultăm, vine ziua când îl vei chema tu pe Dumnezeu și El te va asculta. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar mai este o stare și închei această, această idee cu mustrarea. Proverbe 28. Nu, no, Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Din nou, asta nu-i pentru dumneavoastră, să nu fie pentru niciunul. Că eu cred că Domnul a atins inima dumneavoastră și-am văzut tineri sâmbătă care au ieșit la mărturisire și-am văzut tineri cu ochii în lacrimi și eu cred că Dumnezeu a lucrat slăvit să fie Domnul. Și eu cred că Dumnezeu vrea să ne ducă în cer, Doamne, ajută-ne. Iată păcatul acesta pe care Biblia îl numește împotrivirea la îndemnul și mustrarea Duhului Sfânt. Și îl spune Dumnezeu unor oameni foarte împotrivitori. În faptele apostolului, în capitolul 7, din nou asta nu, nu sunteți dumneavoastră, dar hai să ne cercetăm. Ștefan prezintă acolo istoria poporului Israel și la un moment dat, puncte, puncte și începe și spune în felul următor, oameni tari la cerbice. Fapte 7 cu 51. Ne tăiați prejur cu inima și cu urechile. Și acum auziți. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și eu nu cred că voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Dovada este că sunteți aici. Ați ascultat din demnul Duhului Sfânt să veniți aici. Dar știți care e problema? Acolo unde Duhul Sfânt ne vorbește la unele lucruri în viața noastră și poate unele lucruri minore și ne împotrivim Duhului Sfânt. Îmi spunea un frate, frate, ce ai cu mine? Se pare că eu am cu toți, sau mă rog. Ce ai cu mine? Ce am făcut? Am curvit de mai pus deoparte? De, M-am bătut? Zic, mă, dar după ani de pocăință nu mai vorbim de curvie, mai vorbim de bătăi, mai vorbim de astea? Păi Biblia ne cheamă la lucrurile sensibile, atenți la vorbire. Păi nu-i nevoie să te bați, suficient să te mâni și spune că ai ucis. Lucruri fine, lucruri mici, lucruri la care Duhul Sfânt ne îndeamnă și ascultați-mă, pe fiecare din dumneavoastră Duhul Sfânt vă îndeamnă, pe fiecare. Doar că eu și dumneavoastră alegem să ascultăm sau să ne împotrivim Duhului Sfânt. Să ascultăm sau să ne împotrivim Duhului Sfânt. Și Domnul le vorbea acestor oameni dar la cerbici și le spune, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și există acest păcat al împotrivirii. Știți cât de grav este păcatul acesta? Mergem în 1 Samuel, capitolul 15, unde Samuel îi spune lui Saul în felul următor, versetul 22, Samuel a zis, îi placă Domnului mai mult ardele de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? De aceea am spus, este frumos să mă pregătesc, este frumos să cânt o orchestră, o fanfară, mă pregătesc foarte bine. Dar la fel cum mă pregătesc să iasă bine vocea, să cânt bine la instrument, trebuie să-mi pregătesc inima, să fie în sfințire, să fie într-o stare plăcută lui Dumnezeu. Că niciodată Dumnezeu nu acceptă jertfa mea dacă inima nu-i bună. Dumnezeu, spuneam, nu are nevoie de jertfa mea. El nu duce lipsă de cântări. Noi uneori avem nevoie să umplem programul. Noi la nevoie, de exemplu, unde suntem în Buzău, nu avem fanfară, nu avem cor, acum încercăm orchestră, suntem la început slăbuți de tot, dar nu avem altceva. Joia, suntem noi cu câțiva oameni acolo, ne rugăm și dacă nu avem cine să cânte, nu avem tine să ne cânte în față, ne rugăm 10 minute, un sfert de oră, ne rugăm jumătate de oră, ne rugăm o oră, că nu avem ceva și altceva. Că Domnul e acela care, care ne cheamă, El vrea să vadă mai întâi inima noastră și apoi primește jerfa noastră. Știți că Domnul cu drag primește jertfa noastră. Dar uh, uneori inima noastră nu e bună. Uneori vin copiii mei la mine și zic, tati, te iubesc. Oh, mă, place. Păi ce bine mă simt. Numai că mă întreb, mă, ce urmează după asta? Și de obicei urmează, tati, îmi dai 10 lei. Și atunci a zic, bă, dar pentru asta mă iubește. Știți, noi am vrea ca Dumnezeu să, să ne primească în închinarea. Spuneam, Doamne, te iubim. Dar dacă inima nu e bună și îi spun uneori, mai du-te, fă curățenie. Și când, știți, în momente când le spun la copii, gata, să a încheiat cu joaca, uh, curățenie. Domnule, parcă le-ai luat toate jucările, parcă a căzut cerul pe ei. Mergeau cu viteza 5 turbo, fugeau prin casă, tot au pe dos. În momentul când le a spus gata curățenie, s-a încheiat cu bucuria. Zici că intră în viteza minus 3 și abia se mișcă, îl vezi, abia se mișcă și vine peste tine așa ceva să... Știți că a, Dumnezeu se uită la inima cu care facem, la, 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 ce este în inima noastră. De aceea spune Biblia, fiule, dă-mi inima ta. Îi plac Domnului mai mult arde de tot și jertfele decât ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor și acum auziți căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, grozav păcat grozave legături dar mai este un păcat și împotrivirea atunci când Domnul vrea să, să mă mustre atunci când Domnul, nu, nu vorbesc de mustrare din partea unui slujitor, ci în Duhul meu, când Domnul prin Duhul Sfânt mă mustră, auzi, uite, n-ai vorbit bine. Eram în Africa anul trecut, parcă nu mai, nu mai le țin, le uit. Ultima oară când am fost în Africa, în Tanzania, eram cu niște franți și într-o seară am, am venit mai târziu dintr-o evanghelizare unde am fost, mâncam și niște franți care erau cu noi acolo au început, iau terenul mai repede masa, au început să cânte. Și au luat cântarea cam sus. Și cineva dintre, dintre noi care eram la masă, un grup mai mic, a zis, a zis uite, au luat-o cam sus și am, zis, am râs și am zis, da, nu o să poată duce. În pe moment nimic vinovat. A făcut o remarcă. Cum facem noi așa uneori, așa o glumă? A trecut seara, a doua zi, slujire. Și a doua zi, seara, stăm la părtășie. un jurul unui foc frumos, toți cântăm și am început să cântăm frumos și cântări. Și ne punem la rugăciune. Și în timpul rugăciunii vine Duhul Sfânt și zice Tu ai cântat și te-ai rugat cu frați pe care i-ai disprețuit. O, oh, să vedeți pe fratele beni, scuze, Doamne să vezi. Dar tu știi că eu nu am disprețuit, eu nu i -am, eu iubesc pe frații ăștia. Eu -am, nu am vrut să o fac. Fă... Credeți că la Dumnezeu ține scuzele noastre? Și am simțit că dacă nu-mi cer iertare public, Domnul nu mai îmi dă ungere. S-a încheiat rugăciunea și am spus fraților: Trebuie să fac ceva, să vă spun eu. Aseară am făcut o, rem o remarcă care nu trebuia să o fac, am râs. N-a fost cu intenție, dar am făcut-o. Vă rog să mă iertați. Și Duhul Sfânt am simțit cum din nou a venit, s-a așezat liniștit și am simțit cum apoi mi-a dat atunci de slujirea următoare. Știți că Domnul ne vorbește? Atunci când ai spus o vorbă care nu i-a plăcut Domnului, când ai făcut, când te-ai uitat unde nu i-a plăcut Domnului, când ai spus o vorbă cu două înțelesuri, știi că Domnul vine să te mustre? Asculți sau te împotrivești? Noi fiecare dintre noi alegem, ascultăm sau ne împotrivim fiecare dintre noi? Putem să ascultăm de Duhul Sfânt și asta ne costă pe moment. Cum fratele Beni a râs, a disprețuit, Păi dacă îmi cer iertare, Doamne, ce o să zică frații ăștia de mine? Păi eu, mă, marele predicator, măcar că nu-s nimic. Nu, trebuie să mă smeresc. Și când mă smeresc, spune Biblia, celui smerit Domnului de har, Doamne, fi slăvit. Poți să te smerești când Domnul te mustră. Cât timp îi trebuie Duhului Sfânt să te convingă să te smerești? fost în slujire undeva în diaspora și uh, la distanță, cred că de două sau trei luni a fost o biserică, au fost tineri așa din toată cum a fost și la voi, după vreo două, trei luni am ajuns din nou și a venit cineva să stăm de vorbă și întreb auzi, dar data trecută când am fost aici și s-a făcut chemare la mărturisire eu mai mult chem la mărturisire decât în față așa am înțeles eu, dar uh, iubesc lucrarea Domnului, zic, data trecută când am fost ți-a spus Duhul Sfânt să ieși la mărturisire? și persoana zice, da de ce n-a ieșit? N-am ieșit, frate. Mi-a fost rușine. Cât timp îi trebuie Duhului Sfânt să te mustre, să-ți vorbească, să vină să-ți vorbească? Auzi, să tu trebuie să mergi la mărturisire. Te poate convinge Duhul Sfânt într-o zi? Te poate convinge într-o lună? Îi trebuie două luni? Îi trebuie un an? Împotrivirea la mustrarea Duhului Sfânt. Și împotrivirea aceasta, spune Biblia aici, este tot, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Dacă am vedea pe un frate că vine în biserică și își aduce un idol, eu am fost în India, în timpul sărbătorilor lor și pe lângă alți Dumnezei care au, construiesc idol din lut cu paie, îi vopsesc frumos și... Uh, frumos, foarte urât, arată ca niște dragi, dar uh, îi, pun, îi pun, așa pe, pe marginea drumului și merg și se închină la ei. Dacă am vedea pe un frate venind și aducându-și idolul lui și se pune aici lângă amvon și se pune în genunchi și se închină, ce am face cu el? Am zis Domne, Dumnezeu le ferească, Domnul. Afară cu el. Și aici suntem noi care ne împotrivim Duhului Sfânt și nu suntem mai puțin vinovați decât un astfel de om. Dacă l-am vedea, l-ar lua frații imediat afară. Dar pe noi cine ne e afară? Cât timp îi trebuie Duhului Sfânt să te convingă? Te-ai atins cu cine nu trebuia, te-ai ținut de mână și nu trebuia să o faci? Cât timp îi trebuie Duhului Sfânt să te convingă? Ai privit ce nu trebuia să o privești? Cât timp îi trebuie Duhului Sfânt să te convingă? Te poate convinge în seara aceasta? Vei pleca de ei și vei spune, lasă data viitoare. S-ar putea să fie ultima zi de conferință regională. S-ar putea să se schimbe vremurile. Am fost recent în zona Sucevei, la o biserică, a spus Domnul, în curând vine vremea când din nou nu o să vă mai puteți strânge unul cu altul. Așa a fost și înainte de pandemie, a vorbit Domnul, cine a crezut? S-a întâmplat? S-a întâmplat. Vorbește Domnul din nou, cine crede? Cine pune la inimă? Se va întâmpla? Dacă a vorbit Domnul, se va întâmpla. Împotrivirea la îndemnul și mustrarea Duhului Sfânt. Care sunt consecințele? Merg spre final și vreau să vă pun în față două două persoane, două persoane care au păcătuit, grav, grav, amândouă au păcătuit, Petru și Iuda. Hai să luăm pe Petru, cunoașteți, nu mai insist mult în, în direcția asta, că deja timpul a trecut, dar Petru, Petru se leapă de Domnul Isus. Deci Domnul l-a înștiințat în Matei 26, i-a spus, vezi cum se va întâmpla, el a spus, Doamne, eu, eu mă duc cu Tine până la moarte, așa mai departe, și Domnul îl privește la un moment dat și Petru se simte mustrat în inima lui și spune cuvântul Domnului în Matei 26, versetul 73, că cei care erau acolo de la 69 în jos l-au întrebat și tu, ai fost, și tu erai cu Iisus, el a zis nu știu ce vrei să zici și acesta era cu Iisus, nu cunosc pe omul acesta, 73, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din ei, el a început 74 să se blasteme și să se jure zicând nu cunosc pe omul acesta, grav păcat, grav păcat. A umblat cu Iisus trei ani și jumătate, Domnul înștiințează și Petru cade exact unde Domnul i-a spus că va cădea. Și n-a vegheat. Și totuși a căzut. Și atunci vine uh, Biblia și spune că Petru și-a adus aminte, că când ta concoșul în 74, și-a adus aminte 75 de vorba pe care i-o spusese Domnul. Și-a ieșit afară și-a plâns cu amar. Cât timp i-a trebuit Duhului Sfânt să-l convingă pe Petru că a păcătuit? imediat Petru s-a smerit și a spus, Doamne, am păcătuit. Iată un alt om care a greșit. Ioan, capitolul 12, Iuda Iscariotianul, cel care vrea să vândă pe Iisus în casa, unde vine o femeie, Maria îi toarnă mir pe picioarele Domnului Iisus, versetul 3 în jos, așa spartă, aștept picioarele, s-a umplut casa de mirosul mirului, 4, unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotianul, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei să se fi dat săracilor? Și acum auziți ce remarcă, singur care remarcă Ioan, zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Amândoi au păcătuit. Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți. Petru pentru nimic se lapă. De asta măcar a zis, mă, fac un ban. Dar pentru, Petru pentru nimic s-a lepădat. Deci nu-l cunosc. Amândoi au păcătuit. Dar finalul lor a fost foarte diferit. Și aici este cheia mesajul care am vrut să vă spun. Unul este recuperat de Domnul Iisus și unul se spânzură. De ce? Exact din pricina acestui păcat. Păcatul împotrivirii la îndemnul și mustrarea Duhului Sfânt. Biblia spune despre Iuda că a spus lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci el avea punga. Dumneavoastră care cunoașteți din Biblie așa mai mult, câți bani avea Domnul Iisus în punga aceea? Erau acolo niște, niște monezi grele, așa să doldăie punga de bani? Nu, erau săraci. Treceau la un moment dat printr-un land de grâu și ucenicii iau smug niște spice și le freacă între mâini și le mănâncă. Și Domnul Iisus, eu întreb că el n-a mâncat acolo. El unde a mâncat? A fost la ușa urma? Erau săraci, nu erau bani mulți în punga aceea, dar Iuda din timp în timp băga mâna în pungă și din banii aceia, puțin cât erau, lua din ei. Foarte interesant că nu găsim Biblia să ne spune că Domnul ar fi mustrat odată, să-i spună, mă Iuda, mă, nu-ți e rușine, mă. Mă, tu chiar n-ai bun simț, dar eu, nu, eu că eu nu te văd. Eu știu, nu te văd, dar eu te cunosc. Știa Domnul Iisus că Iuda ia de pungă? Cu siguranță știa. Și acum vă întreb, când Domnul a predicat pe munte, Matei 5, Matei 6 și a spus, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă mole și rugina, unde le sapă, le fură hoții și strângeți în cer, unde nu le mănâncă. Era Iuda acolo? L-a mustrat Duhul Sfânt. Cu siguranță. S-a lăsat convins de Duhul Sfânt. Nu. Și trece un timp, și Domnul iară îi învață. Și le spune: Văgați de seamă, atenție la luatul fariseilor, vedeți să nu vă arătați neprihănirea voastră. Și Iuda era acolo. Și de fiecare dată sunt convins că Duhul Sfânt îl mustra. Și Iuda n-a băgat de seamă. Și a venit o zi când l-a vândut pe Domnul Isus. Dacă vă uitați în Scriptură, în Matei spune lucrul acesta, dacă nu greșesc, că atunci când a văzut ce a făcut, ce a făcut femeia aceasta, a... spune Biblia că atunci s-a dus și a vândut pe Domnul Isus exact în momentul acela. În Matei 26, versetul 6 în jos, este aceeași istorisire, 13, adevărat vă spun, așa i-a turnat mir, 14. Atunci, unul din cei 12, cei Iuda, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Când a văzut că s-a dus câștigul lui puțin din banii aceia, dacă intrau în punga săracului, lua și el. Și s-a dus câștigul acela, a zis da, dar pentru asta îl vând pe Domnul Isus. Așa se ajunge la păcate grele, păcate grele. Mai întâi ne împotrivim. Eram la o întâlnire de tineret recent și întreabă cineva, frate, dacă cineva cade deodată în curvie, și a continuat întrebarea, și am zis, ascultați-mă, dragi tineri, nimeni nu cade deodată în curvie, nimeni. Poți să cazi deodată într-o greșeală, te-ai mâniat, n-ai vegheat, ți-ai scăpat privirea, ai, ai, ai strigat. Dar nimeni nu cade deodată în curvie, nimeni. Că înainte să ajungi să faci în fapt curvia, ai căzut cu mult timp înainte la cuget, la minte, la ochi. Și de când ai căzut prima oară, Duhul Sfânt a început să te mustre. De când ai început și ai deschis internetul și te-ai uitat unde nu aveai voie să te uiți, Duhul Sfânt a început să te mustre. Și zice, du-te la mărturisire, o voce blândă, o voce tainică, du-te la mărturisire. Și Domnul îți trimite un predicator, îți trimite o prorocie, îți dă un vis, auzi o predică, unde din nou spune, tu trebuie să mergi la mărturisire și vine Duhul Sfânt, spune, du-te la mărturisire și nu te duci. Știi ce se întâmplă? Cu fiecare zi care trece și mă împotrivesc Duhului Sfânt, diavolul mă leagă, nu cu un lanț, cu o ață subțire. O zi și mă leagă diavolul și iarăși deschid și mă uit la pornografie și iarând cu zi mă leagă diavolul. Până când ața aceea se face un lanț gros și zice am să scap și nu mai pot să scapi. Vine minte cuvântul din Proverbe capitolul 2 care spunea în felul următor că există femei aici, femeile stricate, nu intru în detalii, care atrag și băieți care merg pe drumul acesta al curviei, al destrăbălării. Și spune în 18, căci casa ei pogoară la, mo la moarte și drumul ei duce la ce moș. Acum au zis 19: Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Există o vreme când poți să te întorci și vremea aceea sunt convins că e și în seara aceasta. Dar există o vreme când, când în mod repetat te împotrivești Duhului Sfânt și nu te mărturisești. Diavolul te leagă încă o dată și încă o dată în într-o zi și dacă vei vrea nu mai găsești cărările vieții. De aceea nu ai voie să stai în păcat nici măcar o oră. Ai păcătuit, ia pe un frate și te mărturisește. Vrem noi să știm păcatele voastre? Nu. Credeți că mie nu mi-ar fi mai ușor, am fost serc când am stat până la ora două la mărturisire. Credeți că mă interesează păcatele cuiva? Credeți că eu nu puteam să mă duc și sâmbătă și să stau cu franții la masă? Credeți că mă interesează păcatele cuiva? Nu. Și eu știu și noi știm cu frații sujitori. orice tânăr care vine și se mărturisește, în care șansă? Încă Duhul Sfânt îl cercetează, este cea mai clară, mai clar semn că Duhul Sfânt încă nu l-a lepădat. Dacă în seara aceasta Duhul Sfânt te mustră și spune tu trebuie să mergi la mărturisire, e semn că Domnul te iubește și nu te-a lepădat. Dar într-o zi, și pentru mine și pentru tine, când nu mă pocăiesc și când trec ce o lună și când treci un an, spune în Apocalipsa 2 despre Izabela, i-am dat vreme să se pocăiască. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Și când expiră vremea pocăinței, și dacă îi vei vrea, nu vei mai putea frații mei, am venit la biserică cu un alt mesaj. Fratelui Denis i-am spus de, la, de câteva timp titlul altui mesaj. Nu am avut de gând să spun asta, așa că l Domnul. Eu cred că Domnul vă iubește. Eu cred că Domnul ne cheamă la mărturisire. Și în seara aceasta sunt convins cu frații care vă iubește și vă iubim. Putem să stăm la mărturisire. Putem să stăm o oră, două ore, trei ore, dimineața la șase am avionul, până atunci pot să stau, nu e o problemă. Pentru că Domnul ne cheamă să ne mărturisim. Cine se împotrivește în mod constant Duhului Sfânt, vine ziua când și dacă vrea, va fi prea târziu. În Evrei, în capitolul 6, nu mai am timp să intru acolo. Dar este o stare în care omul ajunge, un text mai complicat, este o stare în care omul ajunge și spune, pentru el nu mai există scăpare. Și unii spun, frate, dacă a păcăt, dacă a curvit, gata, l-a scos din rai, nu e adevărat lepădarea sau, spune Biblia, păcatul acesta, hula împotriva Duhului Știți ce e hula împotriva Duhului Sfânt? 1 Marcu 3, nu mai citesc, ei puneau pe seama diavolului lucrările care Domnul le făcea. Dar a doua parte a hulim împotriva Duhului Sfânt înseamnă asta. Când Duhul Sfânt mă îndeamnă să mă duc să mă pocăiesc, eu mă împotrivesc o zi și a doua zi și a treia zi și un an și o lună, până când Domnul nu mă mai îndeamnă. Asta înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt. Ești aici în seara aceasta, eu nu știu ce păcate porți, eu nu știu ce te apasă, poate este un cuvânt care l-ai scăpat și nu trebuia să-l spui, poate este, o, este un lucru care l-ai făcut și nu trebuia să-l faci. Dacă vii la Domnul cu el, Domnul e gata să dea iertare. Păcatul trebuie adus la lumină, păcatul trebuie mărturisit. Și când este adus la lumină, Domnul este acela care dă iertare, slăvit să fie Domnul. Dar atunci când ne împotrivim Duhului Sfânt, când în mod constant ne împotrivim Duhului Sfânt, va veni ziua când și dacă vom vrea, nu vom mai putea. De aceea cel care se împotrivește tuturor mustrărilor într-o zi, va fi zdrobit deodată și fără leac. V-am spus lucrurile acestea pentru că vă iubesc. Am venit la voi pentru că vă iubesc. N-am venit să-mi fac un renume sau altceva, ci am venit pentru că vă iubesc. Vorbesc cu voi cum aș vorbi cu copiii mei, cum aș vrea ca un slujitor să spună copilului meu. Dumnezeu ne așteaptă la pocăință. Orice păcat care l-am făcut și Duhul Sfânt îi deranjat, trebuie să-l mărturisesc. Și dacă îl mărturisesc, Domnul mă așteaptă. Și dacă voi face așa, în final voi primi binecuvântarea. Voi aveți nevoie de Hristos. Voi aveți nevoie de binecuvântare. Vine ziua când aveți nevoie de Hristos în alegerile voastre. În, în, drumul care vă stă în fața al căsătoriei, alegerile voastre, voi aveți nevoie de Hristos, va depinde ce face înainte. Că unii de la 14 ani până la 20 de ani schimbă câte, două, câte șapte prieteni. Și la 21 de ani zice, frate, pune-mă la un proroc. Ce să-ți spună Domnul? Ce să-ți vorbească Domnul? Când tu, șase ani de zile, de la 14, 15, 16 ani, ai schimba și ai vorbit cu nu știu câți băieți, ce să spună Domnul la 21 de ani? Când de la 14 ani, 13 ani, 12 ani în sus, e vremea când să înveți să discern vocea Duhului Sfânt. E vremea când să înveți să discern planul Duhului Sfânt. Să înveți cum vorbește, să auzi vocea lui Dumnezeu. Să știi când vorbește Dumnezeu. Și diavolul vine și ne fură cel mai prețios timp cu prietenii inutile. Frate, primesc bilet, îi, voia, îi, îi voie, să am prieten la 16 ani. Ce să faci, mă, la 16 ani? Că nici statul nu-ți dă voie să Ce să faci la 16 ani? Pune genunchi jos, citește Biblia la 16 ani. Cere Duhul Sfânt, cere darurile Duhului Sfânt, sfințește-ți viața. Și vine ziua când Dumnezeu te va binecuvânta. Trebuie să vă spun mărturii, dar nu mai am timp. Domnul ne iubește. Eu știu gândurile care le-am cu privire la voi. Gânduri de pace, și nu din nenorocire. Cine ascultă pe Duhul Sfânt va fi fericit. Cine nu, se va vedea. Dar eu mă rog pe toți, să fiți, mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră, să fim oamenii aceia care să ne smerim. Și când Domnul ne mustră, când Domnul ne învață, să putem cu ușurință să cedăm voce Duhului Sfânt. Vă iubesc. Domnul să vă binecuvânteze.